Salut, bro. Nu știi? Salut. Cam așa, să fii cu curaj. Nu știu, bro. Salut, salut. Ionuț. Bogdan, îmi pare bine. Salut, Flavs. Bine, bine. Bă, te știu. Salut, Manu, îmi pare bine. Îmi pare bine. Salut, Radu. Tu ai fost la casting? Da, ne acolo ne știu. Ce faci, bă, băiatele? Bine, tu? Îți dai seama, au trecut 8 luni, 9 luni de atunci. Da, 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 bine, atunci nu am fost eu la casting, am fost cu cineva. De unde ești? Din Bacău. Din Bacău? Da. Și câți ani? Eu încă te țin minte, că am completat formularele alea de eram acolo. Nu știu că am mai schimbat câteva vorbe cu Sandu. Da, 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 am exact, exact. 25, îmi plăiesc 26 pe toată lumea. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu, nu par, știu că nu par, toată lumea spune că nu. Și cu ce gând în casa iubirii? Sincer, am venit să-mi găsesc pe cineva. Adică pentru cineva, cineva nu? Ai fost, stai, ai fost în camera roșie? Pe rând, pe rând, stai. Ai fost în camera roșie? Da. Pe rând, cu cine, vă rog. Am chemat-o pe Bianca. Am auzit, da, am auzit că... Ok. Avea o stare mai proastă și mi-a spus cineva. Aș să înțeleg că nu ai o fată anume pe care să o... Mi-a plăcut de Kinga la început, sincer. De Kinga? Da, că super făcea sală. Super tare! Aradu, scuză! Păi vezi că e afară, mă simți că afară pe Kinga. Trebuia zis că i s-a soptat toată lumea, stai ce. A, da? Da, mene, bine, bine. Și... Mi-a plăcut de Kinga. E stripper, să înțeleg. Nu, nu, nu. Nu? Ai făcut așa de... Cu sală, am făcut așa, eu sunt cu sală, adică particip la concursuri. A, mergi la concurs? Păi și cu ce te ocupi? Sunt personal trainer și online trainer. Ah, nice, okay. Nice, 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 nice. Super tare. Știți când l-am văzut pe Cristian? Cine era? Oh, micuțul? Diana. Da. Diana, Diana. Așa, dar e mai făcut, e mult mai făcut. Dacă așa am ca tipaș ca la față, dinți, așa, cam așa. Dinții nu, ție o să-ți placă, da. Numai că blond. Dinți, drept sau drept? Are barbă? Wow. Da. Așa nu părea de acolo, sau era altceva? Nu chiar. M-am uitat. Da, îmi pare că îl chema Claudiu. Da. Cum să-l cheme Claudiu? Claudiu, da, și Claudia s-a dat. Claudiu și Claudia. Da, el mi-a spus, dar eu nu prea am tras atenția, că l-am luat cam așa, cam... Ai simțul prea sensibil. Că i-am spus, adică cum tu ai venit pentru mine și Kinga, eu într-o relație, Kinga nu, el când s-a scris nu știu ce. I-am zis că, dar tu ce-ai faci? Te-ai băgat într-o relație? Și zic că nu, eu niciodată n-aș face primul pas dacă fata nu-mi demonstrează interes. Dar Bia, e din România? De aici? Da, e din România, e din Bacău, poate a spus. La Madame. Doamna. Din Bacău, cu B. Bacău. Bacău. Doamne, uite Bacău. Măi, fetelor, nu trebuia să mă trimiteți pe mine. Eu am memoria numai când îți trebuie. Nu te-am trimis. Nu poți să ai fost aleasă. Ai emoții, fata? Nu mă mai chemați, că eu uit. Când îmi trebuie, mi-amintesc. O să mi-amintesc, dacă o să mă cer cu el, o să-i amintesc ce mi-a spus în camera roșie. Dar acum nu... La ochi, la păr, la... Nu știu. Dar de ce nu ne arată și... Bine, stai că eu bănesc că e șatea. Așa secret, dacă nu e așa cu... Dar ție ce-ți pasă? Nu, știu. Îți zis că e ca ea. Îmi dau cu părere. Îți zis dacă tu o să fii încă... Bianca. A, știi de ce ai zis? M-a chemat pe mine că eram și supărată. Că eu zic din producție, că supărată. Nu, eu spus asta mie, dar eu zic, dar ce m-ai chemat din milă sau ce? Și s-a speriat când l-am luat așa. Wow! Bianca. Bianca, dar e blond, 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 blond. Sau cum era Florin? Florin nu era blond. Era mai șarten. Mamă, dar nici ca Florin, nici ca George. Ăsta e ca Cristian blond. Șaten. Adică are un blond ca lui Andreea sau ca lui... Ca ei. Ca ei. Ca Nicolete. E albăjui. Dar nu știu sigur. Albăjui. Și crezi că ți-ai dorit după ce ai auzit și ce ai aflat să o cunoști mai departe sau să încerci să cunoști? Bianca? Da. Nu știu, oricum când am intrat în cameră m-a luat foarte tare, nu mai știu. Serios? Da. Deci emoțiile de la început. Da, și eu aveam emoții cum, și eu... Stai, stai, cum s-a comportat? Da. Cum era ea? Am luat cu Bianca, că nu s-a apropiat de el niciodată. Păi știu, dar vreau să văd cum a reacționat ea. Nu, am zis, adică doar vreau să o cunosc, nu era ceva... Și ea? Cum a fost, rece? Nu, rece, dar m-a luat tare, bine, după s-a... A fost mai ok, dar m-a luat tare. O să stai la hotel? Nu știu, da, da, un an jumătate, aproximativ. Și cât a durat? Un an, cam așa. Asta e cea mai lungă? Nu, am avut de 2 ani cea mai lungă a fost. Ah, ok. Și am luat o pauză să mă axez mai mult. Bine, pe sală, pe sport, pe... Bravo. Adică bravo. E greu să găsești o fată... Contează pentru tine iubita ta să facă sport, sală? Sau asta? Contează? Contează, dar nu e atât de important. Dar nu e gen, da, nu e ceva să... Bianca face sală. Mi-a spus, da, că de 2 luni. A început, da, dar pentru Alin. A, da? Da. Hey. Schimbă numai omul. Nu, sala tărtaia rămâne. Nu. Carpetelor mâine, dragi. Bună! Maxim, o să vedem pe... A venit moșul la voi? Da, da, de mult. Hai. Da, ce faci, Bianca? Da, mamă, am vorbit cu un om. A fost un om!
Așa? Un om necunoscut după foarte mult timp. Și cum ți s-a părut? Sincer, pe mine nu m-a impresionat, dar oricum a fost interesant să văd că acolo, meaning, mai este persoana aia analitică care stă și îl pune în situații, oarecum. Te-ai luat de băiat? Nu. Nu mult. Te-ai luat de băiat? Nu, dar nu i-am zis nimic așa. I-am pus niște întrebări. De ce el nu a venit în casă și n-a recunoscut din prima? A venit să mă afirm una alta, nu știu nici pe Kinga, nici pe Bianca, le-am văzut pe YouTube că au multe vizualizări. De unde știi asta? Da, bănuiesc. Cum așa? Bănuiesc pentru că nu știa că sunt din Republica Moldova, care mi se pare evident după accentul meu, mai ales după când mai privești ceva emisiuni. Dacă îți place de o persoană, te interesezi de unde, câți ani are, nu știa nici câți ani am. Știam eu câți ani are el, că am găcit. Adică, nu știu pentru ce s-a scris, plus că a zis că el nu face primul pas, oricum se așteaptă ca fata să se îndrepte spre el sau ceva de genul. A spus că nu-i genul care scrie la fete pe online. Dar aici invers, noi aici suntem cu primii pași. S-a înscris de dinainte să înceapă emisiunea. Wow. Păi vroia și el la o emisiune oarecare. Poate s-a înscris la mai multe. Nu știu. Concluzii să participe în această emisiune. Dar mie mi-a spus că s-a înscris înainte ca eu să fiu în relație. Bine, față a trebuit să umflăm. Păi atunci nici nu eram în casă, că el m-a întrebat dacă n-a intrat în casă. Dar el s-a fost interesat la emisiunea asta, nu urmărea emisiunea. Da, el s-a întâlnit cu Sorin la casting. Da? Serios? Anul trecut în noiembrie. Și cum așa? Sorin îl ține minte. Wow. A trecut un an, Doamne. Pentru tine, fată. Dar nu a putut să vină. De ce, fată? Că a avut treabă. Păi și mie mi-a spus că a avut treabă în Sibiu. Ce treabă? Care e faimos. Nu mai spun nimic. Oricum. Dar stai puțin, că orice om care zice că vrea să vină, noi îl întrebăm. Și pentru cine vrei să vii? Sau cine îți place? Sau îți place de cineva? Că poate să fie cineva care să zică de nimeni deocamdată. Ar fi sincer. Da, da, el a pus ochii pe tine și pe Kinga. Care nu avem niciun... nimic în comun. Păi și ce? Păi, poate că aveți anumite lucruri în comun cu el, tu separat cu el, Kinga păi separat. Păi el așa și-a spus că Kinga tot merge la cu... Să știi că toți noi putem fi răutăcioși. Cu Xenia ce ai avut în comun? Eu cu Xenia? Mhm. Păi nu știu, sunt și eu o de v-a plăcut de Alin pe amândouă. Dar ce are în comun Adrian și Alin? De v-a plăcut Alin pe amândouă. Doamna Andreea și dumneavoastră puteți fi răutăcioasă. Vezi? Da, dar eu mai mult. Nu putem să ne luăm la întrecere acum, răutăți. Nu, pentru că Xenia în această emisiune a arătat o parte a ei, nu a arătat tot caracterul ei. Eu am arătat altă parte, dar caracterul meu include și caracterul Xeniei. Deci poate Alin m-a plăcut pentru că am mai multe. Deci poate acest băiat vede ceva de la Kinga în tine și de la tine în Kinga. Dar noi n-am văzut niciodată asta. Dar nu știu. El, vârsta este doar un amănunt. Corect, dar dacă... Ce, pe tine te interesează ce vârstă are Emanuel? Avea ceva în comun cu Bianca, trebuia să o cunoască puțin, ar fi putut să spună asta, nu? Dar eu treabă, fetele, nu știu de la ei. Nu știu, de exemplu. De exemplu. Ce bine că nu l-ați băgat aici la fete, că era linșat până acum. Dar poate să când vină. Când a intrat Anca în Casa Iubirii, a arătat cum trebuie să intre un concurent. A venit informată, a dat în Larisa spunând chestiile ei pozitive, care nici măcar nu erau adevărate. Da. Când mai mergeți în club? Aproximativ. Adică au fost chestii, a venit pregătit fata, știa deja pentru cine, ce, cum, știa informat. Unde, în care direcție. Adică a fost s-a pupat în casă, nu mai iese, gata, e măritată. Nu-i mic, adică pot să fii mai trăși afară, adică nu neapărat să stau aici. Când mă scoate afară, nu ne depinde dacă mă țuc cu cineva, rămâne aici neapărat. Da, și să revenim la băiatul nou, intrat în Casa Iubirii. Dar nu s-a pregătit băiatul, da. Bogdan. Nu Claudiu. O spun Claudiu. Da. Poate era Claudiu cu Claudia se potrivesc, care are ochi albaștri. Și după aceea tu n-ai Cristian, dar nu. Aoleu, nici nu mai știi. Bianca!
zici ceva cu C, o zici că cu B, de unde e el? Bacău, Brașov. Bogdan, păi nu, să fie din Timișoara. Claudiu sau Bogdan, am zis aici pe Canada. Am zis, n-am auzit noi. Ok. Ochi albaștri? Are voie, încă este derutată. Bine. E ok. Dar eu am spus Bogdan. Bogdan. Asta da, e. Bogdan. Hai să vedem mai mult. Să băgați bip. Bogdan. Claudiu. Bogdan. Claudiu. Dar nu, da, s-a seamănă, ai dreptat. Doamna Grea era Claudia lângă ea și cred că de aia s-a tras puțin. Nu știu, că am zis că poate Bogdan, adică mintea mea... Nu, era mamasă. A spus și la fetei, memoria mea funcționează numai în situații în care îmi trebuie. A, ce era îmbrăcat Alin când a venit în casa iubii? Tricou verde. Serios? A, tricou verde. Ah, da, că l-am, da, l-am pregătit noi. Atunci imediat după. Ce s-a întâmplat pe coridor? Da, avea. De unde știi? Că am numit emisiunea.